Se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Iuda, versetul 10. Este un lucru sigur că oamenii nu au evoluat din maimuțe. La maimuțe, masculii sunt credincioși nevestelor lor. Maimuțele nu practică avortul, nu au bombe cu care să-și extermine propria specie. Crima, alcoolismul, drogurile, prostituția le sunt necunoscute. Nu creează și nu vizionează filme imorale. Maimuțele, creaturi ale lui Dumnezeu, care au rămas aceleași de când au fost create, nu pretind că oamenii le sunt urmași. Teoria darwinistă este o insultă pentru ele. Nici o maimuță nu a scris vreodată o carte atât de nefondată ca Originea Speciilor. Omul are o origine mult mai înaltă. El a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Dar cu cât i-a fost mai înaltă inițial poziția, cu atât i-a fost mai mare căderea. Prin inteligența sa, omul amintește de starea sa din tâi, dar prea adesea se aseamnă cu un lup, o vulpe, un șarpe sau cu un porc. Când omul devine animal, el este cel mai animalic animal. Căderea lui se datorează păcatului primei perechi, perpetuat și agravat de urmași. Este adevărat că boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Isaia 1,3 Omul nu are nevoie să îi se spună că se înrudește cu animalele. Regnul animal este separat, distinct de om, și el a suferit degradare din cauza căderii, dar este mai apropiat de starea lui dinainte decât omenirea. Nevoia urgentă a omului este să se întoarcă la starea lui privilegiată, să-și recâștige nevinovăția pierdută de Adam. Prin sângele lui vărsat pe cruce, Isus ne curățește în această lume de toate păcatele, iar în lumea care va veni, ne va reda starea pierdută. Atunci, Trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire.